Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, am aflat că e zi liberă azi. Nu știu că n-ai aflat, după ce ai venit încoace. După ce mi-a zis voi. Că nu te-ai mirat că e liber pe drum? Da, am zis că e de la drum, adică de nu e practic aproape nimeni. Da, am venit foarte liniștit. Adică pe ce zis, mamă, ce traseu am prins astăzi, ce culoare am prins astăzi. Da, ce bine, ia uite frate, s-a mai relaxat traficul, am venit liniștit, cu autopilot. Luca are dreptate, s-a scumpit benzina, da, toată lumea e acasă, da, da, da. Da, e zi liberă, așa că nu știm cât sunteți pe frecvență cu noi, dar mă gândesc că poate cine știe, nu toată lumea are chiar liber, liber. Pe voi, cei care ne ascultați la ora asta, vă invităm la o mică discuție despre măririle astea de salarii care au fost decise de Camera Deputaților. Ați văzut, peste tot știrea. Mărirea salariilor angajaților în câteva ministere și mărirea salariilor celor care lucrează cu fonduri europene. Au creșteri decise prin vot politic, proiectele de lege au fost adoptate foarte repede, deci asta aș zice că este o veste foarte bună. Uh-huh. Adică uite că Parlamentul poate lucra și repede când vrea. Și acum n-o să vă întrebăm, eu vă întreb, n-o să vă cer opinia dacă e bine sau e rău, că să nu fim ipocriți. Adică toată lumea se bucură când primește mai mulți bani la salariu. Dacă ești implicat, dacă ești pe margine... Pe marginea cui? Dacă nu ești în ministere sau nu lucrezi cu fonduri europene, n-ai de ce să te bucuri. Nu, zic, dar uite, dacă... În general. Numai în general. Ah, ok. Adică okay. Dacă ți-ar mări salariu, ce ai zice, nu? Nu e cazul, da. Bun, nu e cazul, vezi că nu e cazul. Dacă punem cazul, dacă ar fi să da, fie prin absurd... Am înțeles. Toată lumea, da. Sigur că m-aș bucura. Se face undeva, consider, se face Parlamentul Trustului aici și Parlamentul zice, băi, mă, mai dăm niște bani la ăștia, mă, dăim cu ea. Da. Cât, mă, ia mai 50% în plus la salariu. Da, așa. Tu zici, bă, nu e corect? Nu mă zici, bravo, să trăiești, șeful, mulțumesc, bă, gata, ce om. Ne bucurăm. Șeful, ce frumos e șeful, noi când ți-ai lui Andrieș. Exact. Deci nu suntem ipocriți, nu asta întrebăm dacă e bine sau e rău. Că, na, trebuie să te pui în locul celor care primește. Dar eu vă întreb altceva, adică cum credeți că ar trebui mărite salariile? După ce criterii? Ce să fie luat în calcul în momentul în care se măresc salariile, inclusiv la bugetari? Dacă e vreun bugetar care e treaz la ora asta și ne ascultă, e 736, că dacă e liber, eu mă gândesc că oamenii dor. Știu că sunt toți liberi. Să ne sune, sunați-ne și voi, da? Criterii. Care să fie criteriile respective? Criterii de performanță, reducerea cheltuielilor. Mai e și posibilitatea buget fix și reducere de personal. Unul din ziarele pe care le-am condus cu foarte mulți ani în urmă, când m-am dus acolo, directorul general, eu eram redactor șef. Și am zis, șeful, poți să mărești și eu niște salarii la oameni, că sunt pe salariu minim aici. Da, zice, cât vrei. Și era să cadă pe scaun. Zic, pe bune? Da. Dar în bugetul pe care îl avem acum. Adică, înțelegi? Noi aveam aici 20 de angajați și plăteam 100 de mii de lei pe lună. O să mărești cât vrei, dar ăsta e bugetul, 100 de mii. Vrei să mărești unuia? Foarte bine, dar trebuie să-i scazi altuia sau îl dai afară, sau eficientizezi. Deci chestia este foarte tare, pentru că el spune, eu n-am nimic împotriva măririi salariului, dar... Respectă bugetul. Trebuie să fim bugetul ăsta, că mai mulți bani am să-ți dau. Și e o condiție foarte dură, pentru că în momentul ăla te gândești, bun, cum eficientizez eu aici și cât pot să reduc ca să-i mulțumesc pe unii și să-i dau afară pe alții. Super nasol. Nu știu dacă la stat e problema asta. Bun, nu știu, concordam cu inflația. Inflația e 14%. Adică a fost 14%, probabil că anul ăsta o să fie 11-12% cu totul, o să vedem, poate mai scăpăm. Și atunci te gândești, bun, hai să-i dăm omului măcar banii pe care îi roade asta, da. Inflația. Dar atunci mai e o mărire? Nu mai e o mărire, e o actualizare. Adică tehnic, da, primește mai mulți bani, dar valoarea lor e aceeași. Eu știu că există companii private care fac chestia asta, știi? Adică le actualizează angajaților salariile permanent cu inflația. Bun. Se vorbește mult de performanță, să fie în raport cu performanța. Dar cum definești performanța? Pe de altă parte, noi suntem aici în emisie de 10 ani. Audiența a fost foarte bună în ultimii ani. Dar pentru asta a trebuit să investim câțiva ani. Adică câțiva ani s-a muncit, nu? Pentru asta. Dacă spunea în urmă cu 8 ani Luca, păi te plătesc în funcție de performanță. Și veneau audiențele și vedeai că performanța n-a fost grozavă. Ce făceai? Îți tăia salariu? Nu.
Vezi? 0372069599. Facem un experiment. Nu știu dacă suntem suficienți pe frecvență ca să încercăm, vorbim, dar încercăm. 0372069599. O temă mai complicată, da? Dacă vorbim de măriri de salariu și la bugetari, dar și în mediul privat, în funcție de ce să se mărească salariile respective. Adică Parlamentul a decis, a dat salarii celor care lucrează cu fonduri europene, pe principiu că e mai grea munca. Ok, eu sincer aș agăța asta de câte fonduri europene sunt absorbite cu adevărat. Și aș face pentru întreg compartiment, întreg ministerul respectiv. Da? Adică dacă te ocupi de fonduri adică europene... Adică merge pe performanță. Da. Practic. Și aș spune, bun, ok, dacă se absorbe mai mult de 80%, vă măresc cu atât, să vedem cu cât se poate, da? În alte părți, altă performanță ce? Adică doamna de la registratură, de la primărie, ce performanță să-i ceri? Că înregistrează mai multe cereri. Păi dacă nu vin clienții cu cereri, adică, culmea, dacă ar fi mai multe cereri, ar însemna că primăria își face mai prost treaba, că e lumea nemulțumită și vine depune cereri, vine să depună cereri să se rezolve lucruri, nu? Dar doamna de la registratură, ce performanță să-i cere? Și așa mai departe, da? Deci asta cred e. Cred că acolo poți să mergi pe feedback. Și să... Lumea era de felul ei, adică... N-ai de unde să știi, da. Acum... Dacă doamna de acolo Google chiar... Google Maps? Păi nu, feedback, soliciți feedback-ul celor care vin să depună cereri sau nu. Și intră în, interacționează cu doamna respectivă, da. Trebuie să fie personalizat. Deci este o bătaie. Ai văzut că lucrul ăla se mai întâmplă pe la case, pe la hipermarketuri. Poți să dai o notă, mă rog, pe culori. Ai bine, mă, ok, și ai rezolvat-o. Și veneau copiii și apăsau pe alea. Da, exact. Și ai rezolvat, să zicem, punem cazul, ai rezolvat persoana... De la registratură una. Da. Și mai sunt încă 500 care fac fiecare treburi diferit. Nu-ți dai seama ce sistem trebuie inventat? Deci nu e nici chiar așa ușor. 0372069599. Când e să se mărească salariile, după ce criterii? Să facem un exercițiu. Vă așteptăm și mesaje audio pe WhatsApp 0728-3132. Dacă vă e mai greu fiind liber traficul, să stați la telefon. Dar ieri, prin votul parlamentarilor, ați văzut sporuri în plus la angajații din mai multe ministere, între 15-25%, 50%, plus niște bani în plus la un salariu, la salariile de bază. Creșterile sunt mai mari. Uh-huh. Că și sporurile se calculează în funcție de salariul de bază. Asta este un truc vechi. Adică îi dai 200 de lei la salariul de bază și după aia, din aia 200 de lei, se mai fac niște sporuri care mai ajută. Deci felicitări tuturor celor care vor primi măriri de salarii. Asta e, să ne bucurăm și noi pentru ei. Că tot vă întrebam zilele trecute dacă vă place să donați. Asta e, uite, facem niște donații. Dar întrebarea asta este: cum ar trebui mărite salariile la stat? Adică dacă Parlamentul și Guvernul ne dau mereu senzația că măresc din pix salariile, bă, dacă ar fi niște criterii, care să fie criteriile alea? Că e mai greu decât pare. Vă rog. Marius e deja cu noi. Bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața, domnule! Bună. Mă bucur să vă aud și mă bucur că nu singurul care merge la job. Așa. Dar, nu, sunte... primul rând... Multă lume, da. Vă rog. Nu, multă lume. Nu știam dacă o să avem telefoane, dar avem. Da. Ok. În primul rând, mi se pare că abordarea e un pic greșită. Adică ar fi trebuit început, poate, cu o evaluare, dacă tot vorbim și pomenim performanța sau mai am citit ceva de genul complexitate, de o evaluare a sistemului în care urmează a fi... unde, mă rog, angajații urmează să primească mai mult. Abordarea cui este greșită? A Parlamentului sau a noastră când comentăm? Cum? Că nu mi-am dat seama. A Parlamentului. Ok. În sensul că... Că le-au dat bani fără să... Le-au dat bani așa cu găleata, dar nu au criterii. Da, asta îmi spui. Da, în primul rând ar fi trebuit să existe niște criterii mai clare. O curățenie, zicem noi, în companii. Păi și asta, care să fie okay. criteriu? Care să fie criteriu? Că așa e ușor să zicem, nu, să le dea pe merit, dar cum să fie definit meritul ăsta? Orice proces poate fi cuantificat și pentru orice proces trebuie să existe niște criterii de performanță. Fie că e o chestie direct productivă, fie că e, da, și la stat, în agenții, în birouri, acel ghișeu, dacă chiar e necesar, și aici era una din marile mele probleme, câte din activitățile astea, în primul rând, sunt absolut necesare și câte pot fi automatizate. E o poveste lungă, cred că nu are sens să intrăm în foarte multe detalii.
Păi dacă automatizezi, da, nu mai e nevoie să-i mărești salariul. Exact. Bună observație, mulțumesc foarte mult. Da, deci... Mulțumim, Marius. Și noi, ați văzut la poștă, poșta și sindicatul, unii se opun achiziționării de biciclete electrice și, și automatizării, că asta înseamnă că o să fie niște oameni dați afară. Bună dimineața, Nelu. Bună dimineața. Neața. Neața, salut. Criterii, după ce criterii să fie mărite salariile? La stat, că la privat nu prea se mărite. După criterii de performanță. Păi și cum definești performanța? Doamna de la registratură, de la primărie, ce performanță să facă dânsa? Dânsa păi primește cereri și... În funcție de ce are de făcut. Ca primește cereri și de exemplu, cum există în compania noastră. Da. Avem, în funcție de ceea ce avem de făcut, se împarte la un număr de oameni. Există un salariu fix și un bonus de performanță. Bonusul acela se împarte în funcție de numărul de oameni care lucrează pentru ceea ce este de făcut. Mm-hmm. E simplu. Cu cât angajăm mai mulți oameni, cu atât împărțim la mai mulți oameni. Cu cât angajăm mai puțini oameni, împărțim la mai puțini oameni. Mm-hmm. Și fiecare are un salariu mai mare. Înțeleg foarte bine principiul. Înțeleg foarte bine principiul. Dar eu întreb, care este criteriul de performanță pentru angajații unei primării? Că la privat e simplu. Zici vânzări. Băi, lucrăm într-o companie, facem vânzări. Cresc vânzările, vă dăm mai mulți bani. Scad, asta e. Dar fă-o mai simplă. Criterii de performanță la transportul public. Mecanicul de locomotivă, șoferul de autobuz, ce poate să facă mai mult decât să-și facă traseul ăla? Adică să-l facă corect, să deschidă ușile... Da, să nu furăm benzină. Da. Mulțumim, Nelu. Robert, bună dimineața! Bună, Robert! Neața! Bună dimineața! Bună! În primul și în primul rând ar trebui să fie criteriul de performanță și un al doilea criteriu de realizare a acelui proces, acelui, zicem, nu știu, job pe care trebuie să-l facă. Există foarte multe proiecte europene care nu sunt implementate. Toată lumea ia banii la început, dar din acele proiecte europene, 10% sau 2% sunt realizate. Da. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că este un lucru eficient. Ce pur și simplu dăm niște bani înainte și lucrul nu mai este realizat. Păi oamenii care lucrează în agențiile care se ocupă de implementarea acestor proiecte, ei spun, dom'le, noi ne-am făcut treaba, am făcut proiectul, uite, e aici hârtia, la revedere, mai mult ce să fac? Adică dacă statul nu cofinanțează și nu se iau banii... Da, din momentul în care se depune acea hârtie, este un întreg proces, ca el trebuie urmărit și dus la bun sfârșit. Ori dacă fiecare își face treaba doar pe jumătate, nu cred că este un lucru corect. Ok, mulțumesc mult. Mulțumesc și pentru opinia asta. Mai luăm un singur telefon. Gabriel, bună dimineața. Salut, bună. Gabi. Bună dimineața. Bună dimineața. Deci, problema mea e legată de calcularea coșului zilnic. Da. Apropo de mărirea salariilor. Da. Plătim ca tot restul Europei carburanți, electricitate, mâncare... În schimb, salariile la noi sunt mult mai mici. Toată lumea zice, dom'le, dar n-ai rentabilitate, nu ești rentabil, nu ești productiv, n-ai aceeași productivitate. La stat poate nu se pune problema de productivitate, dar în particular, ce vina am eu că nu sunt productiv? Înseamnă că undeva patronul e de vină. Nu e chiar atât de simplu. Bun, mulțumim foarte mult pentru telefoane. Am totuși... Mai dăm 30 de secunde? Da, 30 de secunde, domnul Vlad. Da. Sincer, mie mi se pare utopic să încerci să stabilești criterii de performanță în sistemul de stat pentru toți angajații. Se pot stabili pentru unele compartimente, în mod evident, dar e o utopie. Ok, cine vrea să încerce, să încerce. Dar eu aș vrea să vă reamintesc că România este în procedură de deficit excesiv. Că cheltuielile statului sunt uriașe și în mare parte nejustificate, că banii se duc pe pomeni și pe măriri de salarii în loc se ducă pe investiții. Și atunci cred că prin criteriu al unei clase politice responsabile sau unei guvernări responsabile în privința măririi salariilor ar fi, nu se mărește niciun salariu decât din reducerea cheltuielilor pe care le face statul cu o grămadă de alte prostii. Asta e principiul bugetului fix. Asta e bugetul fix, nu mai dăm bani. Doi, ideea de a mări salarii, de a pompa bani la angajați în condițiile în care și așa este inflație prea mare, e, sincer să fiu, o... nu e o măsură economică prea inteligentă. Mulțumim mult pentru opiniile voastre azi.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.